Ce fa, băi, mustăcile, băi? Dar ce mustață avem noi aici, ce vrei camera? Bași cu piciorul, dar ești maimuță. Băi, uite piciorul și mici avem. Uite piciorul și mici avem noi aici, băi, mustăciolo. Mustăcile, ce faci? Te joci, da? N-ai o șosetă, ca de obicei, normal. Ce-i afară, bă? Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou video. Deci, vremea asta e foarte schimbătoare. Ieri a fost frig în orat. Azi e soare și e cald. Bine, cald cât se poate de cald. Câteva grade, maxim 10 grade pentru ianuarie. Da, e foarte ciudată vremea asta. Foarte, foarte ciudată. Bursucilor! Ce fac bursucii? Ia uite, uite grazis, băi. Da, și tu geloasa? Geloasa normal. Păi da, cum să nu fie ea geloasă? Da? Ce faci? Ce faci? Nu mă dărâma. Hai, sus! Se chinuie să se pe prispă, dar nu poate. A, așa, hai! Hai. Vor să mănânce grăunțe. Hai. Hai sus, hai grasule, hai sus aici la mâncare. Hai, ia uite ce le-au împrăștiat. Hai grăsani, haideți la masă, băgați în voi. Programul pentru astăzi e în felul următor. Acum dimineață o să fac cu Sabina un challenge, pentru că nu am mai făcut de mult un challenge, avem o cască nouă. Probabil o să vedeți video cu challenge-ul înainte, să vedeți videoclipul ăsta, cel mai probabil, nu știu când o să-l pun, dar oricum o să vedeți challenge-ul pe care l-am făcut înaintea. Ăsta e, așa că dacă nu l-ați văzut, uitați-vă la video anterior. După care mai avem ceva de făcut. Sabina vrea să facă niște prăjituri, dar nu o să filmăm. Nu am mai filmat de vreo săptămână sau de două săptămâni, nu știu de când am mai filmat o prăjitură pe canalul cu Activități de Familie, pentru că, sincer să fim, avem foarte, foarte multe prăjituri. Băi, deci îmi bate soarele, trebuie să mă dau puțin mai așa. Avem foarte multe prăjituri în casă în momentul actual, pentru că au fost sărbătorile și așa mai departe și o grămadă de dulciuri. Și dacă ar fi să facem acum o prăjitură, ar fi foarte greu să o și mâncăm după aceea și ar fi păcat pentru că se strică. Și deja suntem foarte giftuiți, foarte plini de mâncare, așa că o să mai treacă cel puțin câteva zile până o să facem o nouă prăjitură. Dar o să încercăm să facem alte videoclipuri, alte challenge-uri pe canalul Activități în Familie, pentru că ați întrebat când o să mai postăm și acolo. O să postăm și acolo, nu ne-am lăsat de acel canal în niciun caz, dacă nu știți canalul, îl aveți tot în descriere. Așa că, deci, astea fiind spuse, mai târziu o să mă duc. Ce schelele, vor aia mici să se suie pe prispă și nu pot. Mai târziu o să mă duc și la sală, nu știu exact pe la ce oră, după ce terminăm pe aici, dar după care o să mă duc la sală. Bun, am terminat de făcut și challenge-ul pe care am spus că o să-l facem, m-am uscat, m-am schimbat la loc, asta e casca, deci uitați-vă dacă vreți să vedeți ce am făcut cu ea, uitați-vă la video anterior. Și acum o să ne punem să mâncăm și noi ceva, o să facem inaugurarea cârnăciorilor aceia de casă pe care ați văzut că i-am făcut atunci și o să mâncăm acum cârnăciori. Bum, ia ce frumos arată aici, frumos făcuți. Ia ce aburie, mi s-a aburit ecranul, mamă. Stai că s-a aburit ecranul, deci nu mai văd. Avem aici mămăliguță cu cârnăciori și cu hrean. Mâncare naturală 100%. Și acum avem aici desertul, niște gogoșele de specialitate italiană făcute de mama Sabinei, se numesc fritelicică. Deci asta e compoziția aici. Are stafide, are chiar și alcool și mai multe chestii în ele. Cam așa arată, deci dacă sunt prăjite, deci sunt super mișto. Au stafide, cel mai mult îmi place că au stafide, deci schimbăm suzeta pe gogoașă? Ai vrea, dar n-ai voi. Nu știi să mesteci, n-ai dinți de fapt. Când o să ai dinți, o să dăm și ție. Bun, o să mă duc acum la sală, dar înainte de asta am să trec puțin și pe la poștă, pentru că trebuie să las un pachet, adică să trimit un pachet pentru cineva. Și o să verific dacă mi-ați mai trimis și voi ceva, pentru că nu am mai fost, cred că, de mai bine de o lună să mă uit la căsuța poștală, așa că o să vedem. Bun, să pun așa camera. Bun, deci am revenit, am ajuns la poștă, am depus coletul pe care l-aveam de trimis și am primit o scrisoare și un colet care de fapt nu mai e un colet, pentru că a fost retrimis înapoi. Am doar o hârtie cu avizul de la colet, pentru că mi-a spus că nu a mai fost de o lună și ceva
Și cam așa este, de când m-am operat nu am mai fost. După operație nu știu dacă am mai fost la poștă de atunci, am deci aproape 2 luni, de foarte mult timp. Și tot ce am primit, adică cel puțin unul dintre ele, mi-a spus că a fost trimis înapoi la destinatar, așa că, deci prima dată o să spun aici, am primit un colet de la Gaurica Alexa din Boltindeal, nu știu ceva de genul, nu-mi dau seama ce scrie aici, doar că nu am coletul pentru că coletul a fost trimis înapoi din cauza că a stat prea mult timp la poștă și eu nu am putut să-l iau. Da, am întârziat, așa că dacă vrei Alexa poți să-l retrimiți și de acum să mă duc la poștă dacă vezi video ăsta. Și mai avem aici încă o scrisoare, am să o desfac chiar acum, pentru că e numai una singură și am să o desfac în mașină ca să văd ce este. Deci avem aici expeditor. Repciuc, Marian, Cosmin, Daniel. Mamă, câte nume. Strada așa, din Soica sau Solca, județul Suceava. Ok, hai să vedem ce avem. Deci avem aici o scrisorică de la un abonat. Op. Hai, așa. Bun. O, dar ce? Cam așa arată, nu știu, se vede. Up, a căzut o foaie. Deci, stai puțin, deci, are inimioare. Și foaia e în scrisoare. Cum se desface asta? Nu știu cum se desface inimioara. Deci, nu știu, e o inimioară aici, deci nu pot să o desfac. Da, și avem aici scrisoarea care era pusă. Bună, Bogdan! Ești foarte tare și mi-aș dori mult să te văd în realitate. Formați o familie frumoasă. Trebuie să fie în scrisoare și un fluturaș pentru Sabina să-și facă un lănțișor. Te iubesc și mi-aș dori o promovare de la cel mai mare admirator. Repicul Marian Cosmin Daniel. Mă poți găsi pe YouTube cu numele Marian Cosmin Daniel Repaciu, nu înțeleg. M-ar face foarte bucuros. Da, deci îl găsiți pe YouTube cu numele de Marian Cosmin Daniel Repciu. Ok. Mersi foarte mult, Daniel. Deci asta e pentru Sabina, să înțeleg inimioara, să-și facă ea. Dar nu știu cum se desface. Ah, cum o văd. Se desface de aici. Deci cred că de aici și de aici. În fine. Super, am să-i o dau Sabinei. Mersi foarte mult. Așa că... Și deci, dacă vreți să-mi trimiteți în continuare colete și scrisori sau tot ce mai doriți voi să-mi trimiteți, aveți așa. Oficiu poștal numărul 1, căsuța poștală numărul 12, Tecuci, județ Galați. Nume complet, Hristu Bogdan. Și acolo îmi trimiteți colete sau ce mai doriți voi. Da, deci mulțumesc și de acum să reiau activitatea și cu coletele din cauza că nu am fost de mult timp. S-au retrimis înapoi, probabil, sau cine știe ce au mai făcut de la poștă cu ele, dar nu cred că le aruncă. Da, așa că acum o să continuăm drumul la sală. Bun, tocmai ce am ajuns la sală. Astăzi o să lucrez mai mult spate și umeri și o să mai fac și niște muscle-up-uri pentru că vreau să îmi revin pentru că am cam scăzut la muscle-up-uri. Din păcate mi-am uitat mini trepiedul pentru GoPro acasă și am doar casca asta pentru cap, nu cred că se vede, adică e doar montura pentru cap și nu o să pot să filmez mai nimic înăuntru cu GoPro pentru că nu am cum să-l prind de suport, ca exemplu. Da, deci cel mai probabil ne vedem după sală. Gata, am terminat și cu sala, am pornit înapoi spre casă. Și mi-e ciudă pentru că mi-am uitat trepiedul la acasă, nu am putut să filmez nimic pentru că am lucrat și câteva exerciții de workout. Am reușit să mai fac puțin back lever, nu am mai făcut de foarte mult timp, adică bine am mai făcut, dar de data asta am avut așa, nu știu, un feeling că pot și am reușit să fac foarte, foarte bine. Afară deja începe să se întunece, e aproape 5 seara și sunt 4 grade la ora asta. Noua modalitate de a căra marfă. Deschizi portbagajul, pui o remorcă și pui tot ce ai nevoie acolo. Ia uite omul ce cară. A pus jumătate în mașină și jumătate în remorcă, niște fiare foarte, foarte lungi și a găsit posibilitate. Românul e inventiv, cel mai inventiv e românul. Uite, în sfârșit cred că e primul căruțaș care îl văd că are și el vestă. Deci asta contează, l-am văzut de la distanță, pentru că foarte mulți cu căruța nu au niciodată vestă și nu-i vezi, pur și simplu ți apar deodată în față. A doua căruță
Și tipul ăsta avea la fel vestă, cel care conducea căruța, ca să zicem așa. Deci e foarte important să ai vestă la căruță. Eram odată chiar pe drumul ăsta și era noapte, era undeva pe la 9-10 seara. Eram singur, deci pur și simplu eram singur, aveam fază normală și deodată îi dau fază lungă. În momentul ăla pur și simplu mi-a apărut unul în față de nicăieri. Deci a ieșit o căruță de nicăieri și nu am văzut-o. Deci pur și simplu, bine, nu era pe banda mea, era pe banda opusă cum ar veni, tot așa eu mă duceam în direcția asta. Dar dacă nu aș fi dat fază lungă, nu l-aș fi văzut. Deci pur și simplu poți să iei pe ăla în bot, bine mersi. Nu avea absolut deloc vestă. Vesta e foarte, foarte importantă. Văd că au început și oamenii ca să-și mai dea seama de chestia asta. De multe ori arată pe la televizor că o mașină a dat peste o căruță, nu știu ce chestii trebuie. Dar ideea este că de ce dă? Din vina mașinii sau din vina căruțașului pentru că nu are vestă de salvare? Sau să aibă ceva acolo pe el să se vadă, să reflecte, o lumină? Sau o lanternă pe cap? De multe ori am văzut că mai sunt unii ca o lanternă. Dar dacă oamenii sunt inconștienți, mor pe propria piele și după aia intră șoferul la pușcărie, ca să zicem așa, de cele mai multe ori se întâmplă chestia asta. Deci e foarte important să ai vestă. Vesta e foarte importantă pe timp de noapte și pentru bicicliști, nu doar pentru căruța, și pentru că la fel, nu îi vezi absolut deloc. Deci trebuie să ai farul, trebuie să ai lumini, tot, bine, farul, lumini, tot aia, trebuie să ai vesta cea mai importantă, ca să poată să te vadă. Mai am și eu puțin și o să ajung acum acasă. Ce-i asta? Ia, ia-o, hai, știu că o vrei, știu că o vrei, normal. Imediat cum o vezi, cum o aprind, vrei și tu. O să se facă sigur un mic vlogger peste câțiva ani. Da? Sau un mare vlogger. Toată lumea zice dacă se apucă și Nicolas de vlog. Nu știu, dar cam are tendința să atragă la cameră, deci toată ziua vrea să apară pe filmare. Cum vede că pornesc camera, începe să râdă și să tragă cu mâinile să se ducă spre ea. Deci ia uite ce fel face. Dâng. Așa, a, îți place camera, nu? Ori îți place, vrei să o mănânci? Nu, o zguduie. O zguduie. Da, deci îi place foarte mult camera. Poate, poate pe viitor, deci o să-l fac și pe el un mic vlogger. O să-l las să filmeze. Bineînțeles că am să-l las întotdeauna să facă ce vrea. Adică nu să facă ce vrea, cu o limită, dar asta mai vedem pe viitor, dacă o să-i placă camera când o să mai crească sau acum doar are așa o atracție de bebeluș și la ea. Da, după cum se vede, am ajuns acasă, facem o mică joacă cu acest mititel. Da, da, tati. Și mi-e ciudă că mi-am uitat, după cum am spus, mini trepiedul ăla. Nu am putut să filmez nimic la sală, dar na, data viitoare am să fiu atent. Da, da. Ok, oricum, cred că am să închei acum acest video aici, pentru că... Da, stai să schimb mâna. Deci, cred că am să închei și eu acest video aici, pentru că mi-au amorțit umerii, deja nu mai pot. Astăzi, după cum am spus, am lucrat ceva umeri și puțin spate. Da? Da, vrei camera neapărat. Vrea camera. Da, așa că am să opresc acest video aici. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, să dați un like și așa mai departe. Da, da, sigur. Da, așa că ne vedem data viitoare. Numai bine.